Ideea centrală a evenimentului a fost istoria comună a românilor și maghiarilor la Șimneul Silvaniei, recunoscută deopotrivă și de unii și de alții. Tratăm această sărbătoare cu maximă seriozitate. Legăm-o cum o șarbă, fugă-o cu zunchezele o zâne pe el. Pentru că noi așa, istoria noastră este una comună. Mert mi úgy gondoljuk, hogy történelmünk közös. Aș vrea în primul rând să le mulțumesc celor care au făcut posibil acest eveniment. Először is meg szeretném köszönni azoknak, akik lehetővé tették, hogy ezt az ünnepet megtartsuk. Și cred că ar trebui să vorbesc de foarte multe persoane. És gondolom, hogy nagyon sok személyről kellene itt beszélnem. Eu cred că la această sărbătoare sunt câteva persoane vizibile care se ocupă în special de organizarea ei. Itt valószínű, hogy látható egy néhány ember, aki évente foglalkozik a bátori napokkal. Și foarte multe persoane invizibile care fac ca în fiecare moment lucrurile să iasă bine. Printre invitații de seamă a evenimentului s-a numărat noul consul general al Ungariei la Cluj, Magda Ianoș, aflat la Șimneu pentru prima oară de la numirea sa în funcție. Acesta s-a declarat încântat de cât de ordonat, cât de curat și cât de plăcut este acest oraș, dar mai ales de faptul că atât tricolorul românesc, cât și drapelul Ungariei sunt arborate pe clădirea primăriei. Nu au lipsit de la eveniment nici primarii sau reprezentanții celor trei orașe maghiare cu care Șimneul Silvan este înfrățit. Este vorba despre Nyírbátor, reprezentat de primarul Bala Ianoșni, și despre orașele Albertisa și Sarvaș, de unde au venit la Șimneu delegații formate din consilierii locali. Fiecare a venit în România cu daruri pentru gazde, dar și cu artiști care și-au expus lucrările la primărie. Sabo Lozlo și Adam din Sarvaș au venit cu o expoziție de pictură, reprezentând cetăți din bazinul carpatic, iar Verli Gheorghi din Albertisa a expus o colecție de medalioane. Nu a lipsit de la eveniment nici reprezentanții UDMR, începând cu fostul ministru al sănătății Cecă Otila și continuând cu președintele organizației județene Sereș Deineș. A fost prezent la Șimneu și Veg Alexandru, recent desemnat drept candidat al UDMR pentru mandat de senator în colegiul Șimneul Silvaniei Cehu, dar și cel care a pierdut susținerea Uniunii pentru nouă candidatură, senatorul Fecheteu Andraș. Sărbătoarea de la Șimneul Silvan a început vineri 28 septembrie cu o deschidere festivă și cu vernisajul expozițiilor artiștilor maghiari. A urmat sâmbătă o conferință internațională de istorie urmată de un concurs de șah, unul de cultură generală, dar și unul al vinurilor șimneoane. Seara s-a încheiat cu o reuniune folclorică găzduită de Casa Orașenească de Cultură. Tot sâmbătă, artista maghiară Makrai Sușa din Nyírbátor a vernisat o expoziție cu stemele familiei Bátori, realizate din fiere mai lat, și au fost acordate diplome pentru maghiarii prezenți și care s-au remarcat într-un fel sau altul în viața comunității. Ziua de sâmbătă s-a încheiat cu un concert al formației Calaca. Duminică oaspeții au fost invitați la o recepție dată în cinstea lor de primăria Șimneul Silvaniei, după care s-au îndreptat cu toții spre biserică. Ziua a fost completată de o depunere de coroane la bustul lui Bátori Ișvan, urmată de un program artistic susținut de fanfara și formația de majorete din Nyírbátor. Zilele Bátori se organizează la Șimneul Silvaniei de 20 de ani încoace, evenimentul având ca obiectiv comemorarea fostului principe al Transilvaniei Bátori Ișvan, născut în orașul Sălăjan în 27 septembrie 1533.